Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. A fost o perioadă când, după ce Timișoara a câștigat titlul de capitală culturală europeană a culturii în 2021, au curs laudele spre asociație și spre președintele acestea, director executiv, ca să folosim titulatura oficială. În ultima perioadă au început să curgă acuzațiile despre toate chestiunile în neregulă ridicate în spațiul public, atât de oficialități cât și de oameni din zona culturii. Discutăm în această seară cu doamna Simona Neumann, director executiv al asociației. Sărutmâna, bine ați revenit la Press Alert Live. Bună seara, bine v-am regăsit. Văd că a început anul în forță, dar nu cu proiecte, ci cu foarte multe reproșuri la adresa asociației. Și aș începe cu primul, cu cel care a dat tonul acuzațiilor, cu primarul Nicolae Robu. Domnia sa spunea, citez: am primit semnale care m-au pus pe gânduri, semnale de lipsă de deschidere a asociației față de potențial parteneri. Vom avea o discuție. Acest proiect nu este al niciunei persoane și măcar al unui grup, să fie foarte limpede. Oameni de afaceri ar fi vrut să intre în asociație și să intre ca și contributori. Vreau să punem lucrurile la punct. Tot mai mulți cetățeni, unii chiar oameni foarte importanți în cultura timișorană, vin și spun: nu știm ce se întâmplă cu acest proiect din momentul câștigării competiției. Acestea sunt primele acuzații, doamna Neumann, și aș vrea să vă întreb care e poziția noastră vis-a-vis de aceste lucruri, care sunt extrem de concrete și extrem de dure. Da, și vă mulțumesc că mi-acordați acest spațiu. În primul rând vreau să vă spun că lucrurile acestea nu mă surprind, pentru că proiectul Capitală Culturală Europeană oriunde în Europa este unul foarte greu. Lucruri de genul acesta se întâmplă peste tot și chiar am fost avertizat de Comisia de Monitorizare că vor exista întotdeauna grupuri de oameni care nu vor fi mulțumiți, care vor altceva sau au alte interese. Acum, cât sunt de concrete aceste acuzații, aici am unele îndoieli, pentru că nu știu, de exemplu, sunt lucruri foarte generale și mi-ar folosi, ca să îndreptăm lucrurile, ne-ar folosi să știm care sunt adevăratele motive din spatele acestor declarații, care ar fi fost provocate de o întâlnire cu un grup anonim. Noi avem porțile, ușile deschise de dimineață până seara târziu, primim pe toată lumea, lucrăm cu sute de timișoreni, de oameni de cultură, de organizații de cultură din Timișoara. Proiectul nostru care a câștigat titlul a fost făcut cu ajutorul acestor entități. Avem acum un proiect, un plan de proiecte pentru 2018 care a fost deja trimis către primărie, de exemplu, în decembrie, care proiect pentru anul 2018 a fost elaborat cu ajutorul a 112 112 entități culturale din Timișoara. Deci, spuneți în felul următor. Pot să iau pe punctual. O secundă, da. Ca să lămurim acest aspect, spuneți că nu există lipsă de deschidere, pentru că ce vreți să faceți în anul acesta, a spus primărie încă din decembrie. Da, am trimis în decembrie. În decembrie am avut și o ședință de bord pentru a discuta întregul plan pentru 2018. A fost 2018. Cineva din partea primăriei? Dar cum să nu? Primăria este membră în bordul asociației și primăria a fost reprezentată în 4 decembrie la ședință de către viceprimarul Dan Diaconu. Deci proiectele au fost foarte transparent discutate, a fost și un reprezentant al Teatrului Național acolo în bord. Deci noi lucrăm conform statutului, foarte transparent. După ce acest proiect va fi aprobat și bugetul va fi aprobat, îl anunțăm public.
Dacă știm și noi calendarul, când au loc aprobările de bugete, noi am putea să facem această prezentare publică oricând, pentru că e și în interesul nostru, iar proiectele sunt pe rol. Deja. Deci spuneați că Primăria Timișoara știa încă din decembrie ce pregătiți pentru anul acesta. Da. Trebuie să precizăm că declarația primarului Nicolae Robu este din 19 ianuarie, deci mai bine de o lună de la acea ședință. Și vă întreb, să înțelegem că Nicolae Robu nu discută cu viceprimarul Dan Diaconu? Ați discutat cu domnul viceprimar după aceste, după apariția acestor acuzații? Da, și urmează să discut și cu domnul primar. Și ce v-a spus domnul Diaconu? Nu i-a comunicat domnului Robu ce s-a discutat? Nu, domnul viceprimar nu știa de baza acestor declarații, de fapt ce a determinat aceste declarații, dar sunt sigură că așa cum am făcut-o și până acum, printr-un dialog foarte normal, putem să continuăm colaborarea. Pentru că acest proiect este un proiect al comunității, așa a fost gândit și așa se derulează. Este un proiect al comunității. În al doilea rând, nu știu, ați menționat oamenii de afaceri. Da, asta, la asta nu să fac referire. Care nu i-ați lăsat să... Nu știu, deci aici chiar ar trebui să mi se spună cu nume și prenume pe care om de afaceri sau ce firmă am refuzat noi să contribuie la asociație. Vă dați seama că ar trebui să fiu într-o zi foarte proastă ca să refuz contribuții de genul sponsorizărilor și, slavă Domnului, am avut sponsorizări anul trecut, dar asta nu înseamnă că nu ne dorim mai mult, dimpotrivă. Având în vedere și fluxul de bani din spațiul public, dinspre instituțiile publice, sponsorizările sunt foarte importante și chiar m-aș bucura să intre în asociație ca membri cotizanți, oameni de afaceri sau întreprinderi mici și mijlocii sau chiar multinaționale. Dar nu a fost cazul. Până acum, deci spuneți că nu au venit oameni de afaceri pe care i-ați respins. Nu, nu a fost niciun om de afaceri care a fost respins ca să sponsorizeze sau să ajute asociația. Adică Nicolae Robu minte? Eu nu spun că minte, eu cred că a fost dezinformat. Pentru că eu nu am altă sursă de informație decât declarația respectivă, unde se spune foarte clar că am fi refuzat, au fost oameni de afaceri. Ar fi vrut să intre în asociație și să intre ca și contributori. Oameni de afaceri ca și contributori. Au fost, după ce s-a câștigat titlul, firme care au intrat în asociație ca și contributori sau au venit cu sponsorizări până acum, concret? Nu, au fost firme care au sponsorizat și am chiar o listă foarte concretă cu sponsorizările și sumele, dar nu ca și membri în asociație. Am înțeles. A existat un om de afaceri care conduce o organizație non-guvernamentală, un ONG, care ar fi vrut să intre în asociație de anul acesta ca și organizație non-guvernamentală, dar asta nu înseamnă, este cu totul altceva. Organizație non-guvernamentală are o taxă de cotizație de 200 de lei pe an și bănuiesc că nu la asta s-a referit declarația respectivă, textul de declarație, pentru că nu ca om de afaceri, nu ca și business, a propus asocierea cu noi, ci ca și ONG. Lucru care se va întâmpla. Nu se poate întâmpla acum pentru că revedem statutul, dar oricum adunarea generală va fi în aprilie și de atunci ar intra în vigoare. A existat și o acuzație extrem de directă asupra unuia dintre oamenii din echipă. Domnia sa, Nicolae Robu, l-a acuzat pe consultantul, cred că pe consultantul artistic, din ce am dedus, de faptul că nu o să mai meargă, citesc, cu conduita pe care o are față de oameni importanți ai Timișoarei, conduită arogantă de om venit la niște amărâți care nu știu ce aia cultură. Cu asemenea atitudine nu avem nevoie de el, îi vom spune să plece, noi nu stăm în genunchi în fața nimănui.
Știți la ce se referă Nicolae Robu? Bun, deci așa cum am spus, deocamdată deci nu este am vorba de directorul e artistic. Vorba de consultantul artistic, directorul artistic, dar nu știu la ce anume concret se referă domnul primar, dar voi discuta cu el și dacă sunt probleme majore, sigur că le vom ridica și în echipă. Practic, asociația decide asupra staffului și este de datoria mea să lămuresc acest lucru și doresc da, să lucrurile lămuresc. Sunt foarte concrete aici, domnule da, Neumann. Sunt concrete, dar nu sunt destul de clare și atunci sunt niște concluzii, dar o nu o conduită știu arogantă față de oameni da, de cultură din Timișoara. Aș vrea să știu exact. Până acum nu ați primit niciun fel de semnal? Am nu primit știți, niște fel semnale de neînțelegeri cu privire la câteva proiecte concrete care nu s-au putut derula așa cum și-ar fi dorit oamenii sau instituțiile de cultură respective, dar trebuie să văd de amploarea ce se află de desubtul acestor nemulțumiri și sigur voi discuta în echipă cu persoana potrivită. Bun, Nicolae spune nu avem nevoie de el să plece. Bun, asta n-aș îi vom să spune comentez să plece, noi nu stăm în genunchi în fața nimănui. Extrem deci, de tranșat, Nicolae Robu, în stilul caracteristic, nimic ca deosebit, dar în ce măsură poate consultantul să plece pentru că a spus primarul? Ar fi bine, deci, pentru că vrem să rămânem o organizație care funcționează normal și corect, consultantul sau orice om din echipă ar trebui să plece atunci când nu este eficient sau când se produc greșeli grave. Deci așa e normal în orice instituție. Cred că domnul primar a fost sub influența unor persoane care i-au prezentat o situație și pe care nu o cunosc și mi-e foarte greu să ce fel de situație i-au prezentat? Nu știu, asta vă spun, nu știu despre ce situație, pentru ca să văd și eu să văd și să îmi dau seama de gravitatea ei și ca să pot să vorbesc în cunoștință de cauză. Dacă aceste neînțelegeri nu ați primit semnale. V-am spus, dacă aceste neînțelegeri sunt din cauza unor neînțelegeri pe marginea unor proiecte care nu au putut fi derulate anul trecut așa cum și-ar fi dorit organizația sau instituția respectivă, dacă vorbim de instituții, atunci să fie lucrul acesta, nu știu, dacă mai e ceva în plus, aș dori să aflu și să lucrăm transparent. Da. Nu se pune problema de stat în genunchi în fața nimănui, cred că aș fi prima în cadrul organizației pe care o reprezint, care ar spune că noi trebuie să ne păstrăm, pardon, demnitatea, indiferent cu cine lucrăm, că trebuie să avem răbdare atunci când solicităm păreri care vin din exteriorul Timișoarei, pentru că vrem să aducem proiectul nostru mai aproape de o platformă internațională, dar, pe de altă parte, în egală măsură, cei care ni se alătură în echipă din afara țării au nevoie de un timp să cunoască locul, oamenii, sectoarele culturale și să se acomodeze și să încerce să lucreze într-o armonie. Să știți că am avut 112 întâlniri anul trecut și lucrăm în continuare deja de la începutul lunii cu foarte mulți parteneri locali. De cele mai multe ori întâlnirile au loc la noi la birou, unde sunt și eu prezentă și nu pot să spun că sunt tensiuni. Deci, probabil, e vorba de niște cazuri particulare pe care aș dori să le știu și să le analizăm. Păi, din informațiile pe care le am, una dintre chestiunile legate de Chris Torci, căci acesta este numele directorului, ar fi chestia de faptul că în anumite întâlniri cu oameni de cultură a spus să se facă așa pentru că așa vreau eu. Pentru că eu sunt directorul
artistic, eu decid ceva de genul, eu am drept de viață și de moarte asupra orice se întâmplă pentru că sunt director artistic. Ori, o astfel de atitudine, dacă există, zic că nu este în regulă, nu are nicio legătură nici măcar cu minimul dialog, ca să nu mai vorbim de democrație, ca să nu mai vorbim de act cultural, de creație și așa mai departe. Aveți dreptate, însă vă reamintesc că noi doi acum suntem într-o situație foarte ingrată, pentru că niciunul din noi participat efectiv. Eu am încredere în informațiile mele, da, credeți-mă și știu... Da, mie mi-ar plăcea să stau, să am un dialog cu acești oameni nemulțumiți, dacă se poate, atât cu mine în particular, dar dacă se poate și cu restul echipei, ca să lămurim lucrurile altfel, nu sabem. Și dacă e adevărat ce se spune, atunci e un lucru care trebuie îndreptat. Bun, până la urmă Nicolae Robu a anunțat că nu mai lasă lucrurile așa și că se va implica personal în proiect. Ba mai mult, domnia s-a spus că vreau să vadă o planificare și va controla îndeaproape activitatea asociației, pentru că nu poate să lase din mână un asemenea proiect. Și vom reveni la o altă acuzație a domniei sale, dar spune că gata, preia controlul Nicolae Robu cum l-a preluat și la RATT și la Colterm și la semaforizare peste tot Nicolae Robu. Ce faceți? Predați cheile? Pot să vă spun perspectiva mea asupra acestei declarații. E un semnal foarte bun. Acest proiect este proiectul comunității și al orașului. Orașul e reprezentat de primar. Dacă primarul își va îndrepta atenția cu precădere sau, mă rog, mai multă atenție, va acorda mai multă atenție acestui proiect, lucrurile se vor mișca mai repede. Deci asta este o veste bună din perspectiva mea. În al doilea rând, planificare există, a existat pe 2017, țin să reamintesc celor care au uitat că în 19 iunie 2017, din cauza decalajului de la început de an cu bugetul național și care a întârziat foarte mult și a timpului de care am avut noi nevoie să facem un proiect după câștigarea titlului, în 19 iunie 2017 se lansa planificarea activităților culturale în prezența primarului Nicolae Robu și a 250 de persoane reprezentând sectorul cultural, artistic, al turismului și al mediului business în sala multifuncțională a prefecturii. Deci, exista un plan pe 2017, l-am implementat și acum există un plan pe 2018 care a fost discutat în bordul din 4 decembrie și trimis și deci, primăriei. Deci spuneți că e bine că Nicolae Robu se implice în activitatea asociației? Nu în activitatea asociației. Păi nu, asta a spus. Păi, în activitate va controla îndeaproape activitatea asociației. Și întrebarea mea, din ce țineam eu minte și din ce ați spus încă dinainte de câștigarea proiectului și după câștigarea proiectului, cel puțin teoretic, asociația este cea care gestionează întreg proiectul și are responsabilitatea. Asta e, așa este. Și atunci mă întreb, am cum câștigat poate, un concurs cum pentru poate asta. Primarul să vină să dicteze el și să spună, că cel puțin la primărie ne-am lămurit, acolo poate să dea ordine ca Sanda Greblă, pupila domniei sale de la direcția tehnică, să o se ocupe de, să aleagă oamenii care se ocupă de Timișoara 2021. Dar așa putem trebui că vine Nicolae Robu la sediul asociației și spune de mâine pleacă ăla, vine ăla. Nu, cred că... asta se înțelege. Bun, domnul primar se poate implica în activitatea asociației și să o controleze, cum și-a exprimat dorința, în cadrul bordului. Bordul controlează activitatea asociației și primăria este membră în bord. Și câte voturi are? Doar că noi suntem deja, fie că ne place, fie nu, suntem sub atenta monitorizare a Comisiei Europene. Această monitorizare există, nu trebuie să o anunțe
nimeni și nu trebuie atras atenția Comisiei Europene, vezi, Doamne, ce se întâmplă aici, pentru că există un plan de monitorizare. Noi am fost monitorizați în octombrie, avem un raport și Comisia Europeană monitorizează îndeaproape și măsura în care politicul se amestecă într-o organizație independentă care trebuie să pună în practică acest program pentru 2021. Nicolae Robu va spune cum se implică politic, se implică administrativ. Reprezintă, da, bine, e tot asta, pentru că instituțiile administrației publice aparțin de politic. Primul mare proiect de anul trecut a fost Circu Circol. Nicolae Robu spune așa, nu am fost în oraș, dar cei mulți care au participat la eveniment mi-au spus că nu a fost un eveniment de ținută potrivită. Bun. Pe de altă parte, aici în emisiune, Bazil Popovici, fost ambasador al României, un om cunoscut, spune, am avut un început simbolic, un spectacol de circ, e un divertisment simbolic. Mă tem că ne vom alege cu un șir de divertismente ce se petrec în stradă, cum am tot avut de la Revoluție încoace, ceea ce nu este cultură. Sunt foarte multe subiecte aici, am să vă răspund foarte punctual la fiecare. În primul rând, circul nu a fost primul proiect al nostru de anul trecut. Am avut foarte multe proiecte de mai mică anvergură, unele chiar vizând în alta cultură sau cultura de elită, așa cum poate îi place domnului Vasile Popovici, și anume prin aducerea teatrului Odin din Danemarca, dacă ar fi să dau un exemplu. În al doilea rând, la lansarea, la conferința de presă a lansării ciclului de evenimente cu Circus Circăr, pentru că au fost 5 reprezentații, 2 gratuite, 5.000 de oameni au venit, 5.000 de oameni, dacă n-a fost succes, nu știu. Au participat 500 de tineri și elevi, au participat la ateliere de lucru separate împreună cu școala de circ din Timișoara și cu artiștii Circus Circăr. N-a fost un succes, mă îndoiesc. Deci, la lansarea acestui eveniment, domnul primar a fost prezent, pentru că noi am lansat Circus Circăr la primărie într-o conferință de presă. I-a spus că n-a fost la spectacol efectiv. Acum, ca să vadă. Cum să vă spun, dacă avem feedback de la mii de oameni care au participat și care ne-au mulțumit și au fost încântați, și vin alți oameni care spun că lor nu le place circul și că au auzit că nu le-a plăcut, bun, ok, respectăm părerile tuturor, dar în materie de estetică și de alegere acestei companii de circ nu am absolut nicio îndoială. Circul Circăr are un prestigiu în întreaga lume, nu a fost ales la întâmplare. Tema cu care a venit Circul Circăr, spectacolul Limiți, vizează tematica migrației în Europa. Este o temă de foarte mare actualitate. Ne spuneau tineri în pauze la spectacole și oameni mai în vârstă că empatizează într-un mod diferit acum că au văzut acest spectacol cu migranții. Deci, eu aș spune să fim puțin mai atenți atunci când aruncăm în spațiul public judecăți. Pentru că în spate se află o muncă, în spate se află o documentare. Și acum despre circ. Ce este circul? Un spectacol de divertisment? Da, dar aș spune este și un spectacol de divertisment, dar și un gen al artelor performative, mai ales circul contemporan. Probabil domnul Popovici crede că a fost circ cu clown și cu animale, dacă n-a fost la spectacol. Dar aici este vorba de un domeniu al artelor performative care reprezintă lumea și personaje cu funcție simbolică. Circul a fost întotdeauna o preocupare a marilor oameni de cultură, a scriitorilor și artiștilor. Circul și lumea circului au fost prezențe constante în operele lui Toulouse-Lautrec, Picasso, Cézanne,
Iar la noi, văd Corneliu Baba și... Văd că aveți punctajul, întreba de altceva. Eu mi-am făcut pe baza, pentru că urmăresc emisiunile și declarațiile din presă, am extras din justificarea pe care noi am avut-o, de ce aducem circul, am extras câteva exemple. Dacă Picasso, dacă Corneliu Baba, Ștefan Câlțea, care prelucrează tema circului, nu sunt exemple concludente, atunci probabil că și noi suntem la fel ca și ei pe o pistă total greșită. Credeți că sunt nepregătiți din punct de vedere cultural cei care lansează aceste acuze? Cred că nu văd lucrurile în ansamblu, într-un context. Contextul care este acum? Contextul este al capitalei europene a culturii, care este... are specificitatea lui acest proiect. Capitala Europeană a Culturii înseamnă, pe lângă altele, să creezi într-o comunitate o masă critică de oameni pe care să-i aduci înspre cultură. Și trebuie să vizezi inclusiv oameni care de altfel nu participă la actul cultural. Și atunci încerci să vii cu niște genuri mai facile, chiar în stradă, pentru că îi întâlnești pe oameni în stradă, în cartiere, pentru că te duci tu acolo unde sunt oamenii, pentru a încerca să-i atragi cu niște genuri mai ușoare, mai spectaculoase, astfel încât ei, în timp, să fie pregătiți pentru 2021 cu tot ce va fi 2021. Pentru că în 2021... Nu vom avea doar spectacole de masă, pentru vom avea și spectacole de, care vizează cultura înaltă, cultura elitistă, dar astea se întâmplă oricum acum. Acum avem teatre, avem filarmonică, avem operă, avem muzee. Ei, deci, cu muzeele stă mai... Nu, eu n-aș spune că stăm mai prost. Stăm foarte prost. Stăm foarte prost la capitolul finanțare de muzee, pentru că m-am întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai muzeelor din Europa, care vorbesc de niște sume fabuloase care se bagă în muzee, tocmai ca să poată să atragă lucruri foarte bună calitate. Deci la noi, chiar și la capitolul acesta, stăm foarte bine și sigur că voi lăsa directorii muzeelor să vorbească în numele lor. Eu pot să vorbesc în numele relației pe care noi o avem cu muzeele din oraș. Doamne, aici, aseară, în emisiune, Ada Hauswetter, directorul Teatrului Național din Timișoara, spunea cu subiect și predicat că în cazul asociației și a proiectului există lipsă de comunicare. Lipsa de comunicare implică o foarte mare diversitate, pentru că se referă la o formulă de explicat despre ce e vorba prin toate modurile de informare. Așteptăm răspunsuri care privesc viitorul pe diferite teme din partea asociației, după raportul de la Uniunea Europeană, apropo de acea monitorizare, iar discuția era de faptul că cei de la Teatrul Național au trimis un mail încă din noiembrie cu o serie de întrebări, 4 decembrie. Cu o serie de întrebări legate de punctele de acele cerințe venite dinspre Uniunea Europeană și nu au primit răspunsul la niște întrebări concrete. Bun. Deci, iată că avem din nou această lipsă de comunicare, o chestiune extrem de importantă apropo de ceea ce înseamnă acest proiect. Da, este foarte adevărat, numai că lucrurile stau puțin diferit. Practic, dacă ne referim la acest e-mail, care este foarte elaborat, este practic o nouă, adică răspunsul este foarte elaborat și este deja gata. Acest e-mail ne-a venit în data de 4 decembrie, în dimineața dinaintea bordului, și pentru că întrebările au fost foarte practic luate din raportul de monitorizare al juriului, am putut deja să răspundem la toate întrebările din
mai puțin o întrebare din acel e-mail în cadrul bordului pe care l-am avut în după-amiaza zilei respective și unde Teatrul Național este reprezentat de secretarul literar. Deci răspunsul a existat și a mai specificat atunci că răspunsul în scris îl vom trimite, îl vom da cu ocazia bordului următor, care încă nu a avut loc. Am întrebat dacă este în ordine. Dacă avem e în ordine. Am întrebat dacă o muscă cârcotașă, da, e europeană, să nu ne facem probleme. Dacă e în ordine așa, și mi s-a spus da, dar nu doamna Hausbater este membră în bord, ci secretarul literar al Teatrului Național, dacă nu există comunicare internă. Da, răspunsul dincolo, îl avem, dincolo, este dincolo, un răspuns de vreo 20 de pagini. Dincolo, de chestiunea aceasta unui e-mail, se vorbea, nu era, asta este doar un mic exemplu, se vorbea de lipsa de comunicare, hai să spunem, la nivel global în acest proiect, de lipsa faptului că nu există dinspre asociație o mai mare deschidere în a comunica către membrii ce se întâmplă dincolo de bord, ca să spun așa. Adică de această, hai să zicem, comunicare normală, firească, aici, între membrii. Da. Și cred că aici, această muscă ne dă de... Da, aici răspunsul este foarte simplu. Nici nu se pune problema de lipsă de comunicare. Nu numai că noi avem o comunicare aproape zilnică cu cei mai mulți membri ai asociației, dar și colaborăm cu ei. Vă dați seama, am colaborat cu 112 entități culturale din Timișoara anul trecut. În al doilea rând, nu numai că noi comunicăm cu acești membri, dar ei participă și la activitățile noastre. De exemplu, acum suntem pe rol de a face un proiect cu Teatrul Național, cu care am comunicat foarte intens în ultimele luni ale anului trecut pentru a pregăti lucrurile pe anul acesta și azi dimineața au avut colegii mei întâlnire cu Teatrul Național. Ei, a fost exact după întâlnire, a fost după discuția de aseară. Întâlnirea a fost planificată cu mult timp înainte, da, și a mai fost și alte întâlniri. Bun. Deci eu aș spune să fim foarte atenți. Când ați întâlnit noastră personal Simona Neumann cu Ada Hausbater față în față la o cafea să discutați despre 2020? Avem întâlniri de lucru. Doamna Neumann, eu v-am pus o întrebare, da, cât se răspund poate de concretă. Când v-ați întâlnit ultima dată? Păi, cu câteva luni în urmă am avut întâlnire de lucru, nu la cafea. Desigur că am băut și cafea, dar a fost întâlnire ideea de lucru. Da, da. Dincolo de cadrul oficial, sigur, cred că... Vă dați seama că eu sunt o singură persoană și în oraș sunt a foarte... A plecat reprezentanta teatrului din bord? Că vorbeați de secretarul artistic. Și-a anunțat retragerea din bord, care va fi validată în aprilie. Până am atunci înțeles. Este membru în bord. Am înțeles. Și, a și fost cine la va veni, cineva, se știe nu, cine va reprezenta nu, teatrul? Nu va exista sau? Reprezentare a teatrului, ceea ce vreau să vă, sau a alte instituții ca tare, am pentru înțeles. Că atunci toate instituțiile ar trebui să aibă un reprezentant. Noua componență a bordului e anunțată în dosarul de candidatură, în sensul profilului noilor membri ai bordului, un reprezentant al mediului business, societate civilă, cine mediul din partea cultural. Societății civile? Am și o întrebare. Acum avem, practic, avem reprezentantul societate fundației. Nu, asta va fi noua compoziție. Am înțeles. În trecut, noi acum... Și cum, dar cum vor fi selectați? De exemplu, pe cum o să stabiliți cine reprezintă societatea civilă din Timișoara? Eu sunt foarte curios. Nu, practic, putem să abordăm din mai multe unghiuri. Poate să existe propunere la nivelul asociației. Deci, la nivelul asociației se vor înainta mai multe propuneri și cine? Se votează de către membrii asociației. A, deci membrii asociației pot să zică că Gigel de la Brutărie, da, sau da, așa e peste tot. Este reprezentantul comunității. Da. Sau da. Chiar dacă nu are nicio legătură cu societatea civilă, chiar dacă... Probabil vor fi mai mulți candidați. Eu vă spun și cum... Eu întreb, pun o practică europeană într-o altă organizație europeană în care sunt membră. Practic sunt mai multe nominalizări pentru un loc. Candidații respectivi își exprimă
felul în care ce îi motivează să fie reprezentanții în board și felul în care vor contribui, pentru că de data aceasta boardul va fi de acum încolo un board activ, fiecare va avea un rol. Și când se va schimba boardul asociației? În aprilie? Nu doar boardul, ci și pardon, noul statut. Probabil fie după adunarea generală din aprilie, în care vom avea vom prezenta programul pe anul trecut, activitățile pe anul trecut și programul pe anul acesta, fie la scurt timp după aceea, dar foarte curând. Am înțeles. Ziceți că vor fi aleși, va fi un fel de campanie electorală, așa înțeleg eu. În interior, apropo de măcar de membrii boardului. Există riscul ca anumite, să spunem, activități sau oameni, că nu activități, oameni, să intre pe niște calcule politice? Chiar dacă sunt niște chestiuni apolitice, să le lăsesc, de exemplu, la societatea civilă. Sunt membri, și cine votează? Membrii asociației, nu? Da. Și o să vină Consiliul Județean cu un PSD-ist, liberalii cu un panelist, și adică reprezentantul societății civile. Cum se va asigura echilibrul? Da, noi putem să discutăm despre lucrurile acestea într-o emisiune în care avem mai mult timp pentru acest subiect. Boardul va avea cu siguranță ca reprezentant deci va avea ca și membru un reprezentant al primăriei, un reprezentant al Consiliului Județean, un reprezentant al Ministerului Culturii. Deci, cu siguranță, va avea câte un loc pentru aceste entități, pentru că așa este un model de pardon, de bună practică din alte exemple. În rest, nominalizările nu vor fi făcute de către mediul politic. Bun. O chestiune de tehnică. Dacă cineva își dă demisia, da, sau vrea să plece, de ce trebuie să stea 4 luni încă? Păi nu trebuie să stea 4 luni. Problema e când își dă demisia, pentru că nu eu am făcut statutul. Chiar Teatrul Național a făcut statutul. Da, Teatrul Național a fost fondator. Am înțeles. Atunci când cineva... orice hotărâre de genul acesta, fie la nivel individual, cineva vrea să-și dea demisia din board sau cineva vrea să intre în asociație, aceste cereri se discută în adunarea generală. Da, aș remarca că aseară la emisiune, apropo de Circus Circor, Ada Hauswater a spus că a fost foarte în regulă și a fost un proiect bun. Iată că sunteți în unele zone pe același punct de vedere și asta e important. Și spunea că trebuie să fie și operă clasică, modernă, contemporană și speră să apară cât mai multe săli în Timișoara, apropo de spații pentru cultură și de lipsa de implicare a autorităților în a gestiona lucrurile pentru 2021, asta în condițiile în care suntem deja în 2018 și mai sunt 2 ani și gata, se cam termină lucrurile, 2 ani jumate spre 3 și gata, intrăm în 2021 și nu sunt semne de a avea o strategie. Spuneți-mi, Nicolae Robu, primarul Timișoarei, v-a sunat să vă întâlniți după acele declarații făcute în fața presei? L-am sunat eu, pentru că vreau să știu cu exactitate care sunt problemele și v-am spus, ce v-a spus? Că urmează să ne întâlnim. Nu era o chestiune de urgență să vă vedeți de îndată? Dacă nu s-a putut, deci eu am solicitat întâlnirea deja luni, că am fost, vineri ne-am fost în oraș. Și ce v-a spus primarul Nicolae Robu? Că ne vom întâlni zilele acestea și sunt sigură că ne vom întâlni. Și da, pentru că vorbiți de proiectele de infrastructură, chiar nu știu cine declara zilele acestea, sau mă rog, în decembrie, că nu există un proiect pentru ce se vizează va se construi până în 2021 în ceea ce privește infrastructura culturală.
În dosarul de candidatură, la pagina... da. E vast raportul până găsit. Da, nu, în dosarul de candidatură la pagina 70 se află un capitol care se numește Intervenții de infrastructură și care, sigur, vizează infrastructura aflată atât în subordinea primăriei, cât și în subordinea Consiliului Județean și am înțeles că primăria înființează un departament care se va ocupa de implementarea programelor capitalei culturale europene și bănuiesc că se referă la acest capitol de infrastructură. Bun. Există câteva întrebări apropo de ce a venit în raport ca și recomandări. Uh-huh. A fost și în acele întrebări ale celor de la Teatrul Național. Da. Spuneați că aveți răspunsuri. Au fost câteva chestiuni care au fost extrem, mi se pare extrem de interesante și în, de exemplu, în acel raport se vorbea despre faptul că Universitatea de Vest nu se ocupa de, mă rog, nu a dat cel puțin până acum semne de a se ocupa de acel proiect de memorie, memorie colectivă, de colectare și era una dintre marile probleme ridicate ca și chestiuni, mai trebuie să avem și un nepot, nu mai lăuda, și existau acele întrebări ce proiecte există pentru această zonă și ce se întâmplă. Recunosc că era o zonă despre care nu s-a vorbit atât de mult în public, dar e o zonă extrem de importantă. Da. Și acolo mă gândesc că este, ce să vezi, rector, un om politic important, un parlamentar. Și totuși din zona aceea n-am auzit cel puțin până acum de nimic să se întâmple legat de zona aceasta. Acum, să le luăm pe rând atunci. Raportul Comisiei Europene a fost trimis tuturor membrilor asociației imediat ce l-am primit de la Bruxelles, inclusiv Teatrului Național. Practic, care a venit cu întrebări. Ceea ce e foarte bine și arată bine, implicare. Exact, și ne-am bucurat pentru că am și răspuns la ele imediat. Am primit o mai bună comunicare de atât, nu știu cum să o rezolv, pentru că am primit întrebările în 4 decembrie dimineața și am răspuns la ele în 4 decembrie după masa, în cadrul bordului. Urmând ca răspunsul scris, pentru că este practic un alt raport, are două, nu știu, 18 pagini, deja răspunsul este gata, să fie elaborat pentru următorul board, care încă nu a avut loc. Bun, da, în al doilea rând... Doamne, m-am cu tot respectul. Răspunsul tehnic, ca să spun așa, formalizat în cadrul boardului, nu are nimic sau nu cred că vă împiedică cu ceva să ne răspundeți concret aici, în emisiune. Nu, chiar asta vreau să spun, dacă îmi dați voie, că eu le iau sistematic, în ordinea în care mi le-ați spus. Practic, raportul, subiectul legat de memoria colectivă și era vorba, de fapt, în raportul, în întrebarea juriului a Comisiei Europene, întrebarea viza dacă am demarat deja practic arhivarea privind memoria colectivă, pentru că în dosarul nostru de candidatură avem acești pași trecuți. Da? Și noi am explicat atunci în fața juriului, pentru că am fost acolo și împreună cu echipa, că noi am planificat acest lucru din 2018 încolo, ceea ce se și întâmplă deja, pentru că avem proiecte concrete care vizează arhivarea. Avem zidurile memoriei, se numește, și un alt proiect mare, se numește Reflections, reflexii care vizează istoria recentă. Și avem proiecte în anul acesta care vizează această arhivare. Deci nu e nicio problemă, este vorba de o prioritizare, să zicem, cum am prioritizat noi activități. O altă chestiune era legată... Deci m-ați întrebat și de UVT. Da, păi UVT-ul era parte UVT este Universitatea de Vest este un membru foarte important al asociației. Noi colaborăm încă, nu doar din candidatură, dar după ce am câștigat titlul, foarte îndeaproape. Avem persoane care se implică fie de la Facultatea de
arte, fie de la istorie, fie de la științe economice. Ceea ce facem acum cu VT-ul, vom demara, am avut deja o ședință preliminară anul trecut, evaluarea programului Capitală Culturală Europeană, pe care o vom face cu Departamentul de Sociologie. Mai există o chestiune pe care vreau să atingem, chestiunile legate de diversitate și de proiectele care ar trebui să vizeze comunitățile de rom, mă rog, de țigani. Asta cu romii, mă scuzați, nici măcar ei nu-și spun rom, da, așa. E frumos așa să părem mai mult decât europeni spunând rom și după aia când ieșim din emisiuni să spunem țigani, când toată lumea chiar și își spun țigani. Și comunitățile, minoritățile sexuale care iar apar în acel, în proiectul de Timișoara 2021, există proiecte pentru această zonă, pentru că întrebarea lasă să se înțeleagă că nu sunt până acum proiecte concrete care să vizeze aceste comunități, iar remarca din raport era foarte clară, diversitatea a fost unul dintre punctele forte ale Timișoarei din caietul de candidatură și acum se vorbește de implementare. Da, am primit această întrebare și noi am explicat în felul următor. Modul în care vedem noi implementarea acestui și crearea unui program cultural este nu separarea pe diferite grupuri și crearea unor proiecte speciale pentru romi, pentru comunitatea minorităților sexuale, LGBT, pentru femei, pentru români, pentru unguri, pentru... Deci, noi nu abordăm așa pentru că am fragmenta Timișoara. Noi vrem să abordăm ca în cadrul unor proiecte specifice să fie invitate și organizații sau să fie invitați și artiști romi și să abordăm și tematica LGBT în cadrul unor umbrele mai mari, pentru că aceste grupuri să nu se simtă izolate sau stigmatizate într-un proiect anume creat doar pentru ei. Deci, practic, integrăm foarte frumos în ceea ce înseamnă un proiect și vă dau câteva exemple. Unul se va numi Zidul Memoriei, celălalt se va numi Piața și celălalt se va numi Bega. Deci avem pe rol deja aceste proiecte în care aceste comunități își vor aduce aportul. Da, da, nu. Mai avem câteva minute și știți, de obicei, întrebările cele mai grele vin la sfârșit. Ca să nu mai pot răspunde. Nu, vin câteva întrebări foarte directe și... Așa. Aveți ceva să vă reproșați personal legat de modul cum au evaluat lucrurile cu asociația de la momentul câștigării titlului și până acum? Nu știu, poate aș fi vrut să spun că, deci, fapt, primul gând care, pentru că prima problemă, dacă e să-ți reproșești ceva, este atunci când ai probleme. Această fluctuație a banilor care nu vin într-un mod constant și poate... Nu, personal, o chestiune... Păi e o chestiune personală, dacă, din punctul de vedere al faptului că poate ar fi trebuit să insist... și mai mult, deși nu știu, pentru că aproape tot programul meu zilnic începe și se termină cu banii. Poate nu știu ce ar fi trebuit să fac, aici am o dilemă, ce ar fi trebuit să fac, de exemplu, să obținem un angajament din partea Guvernului României, să știm pe ce bani contăm. Pentru că Guvernul României, de fapt Ministerul Culturii ne-a spus foarte clar și doresc să se implice, doresc să ne finanțeze, dar pe proiecte, dar încă nu avem angajamentul asumat oficial pe o perioadă de termen lung. Și aici mi-aș reproșa, poate ar fi trebuit să fiu în fiecare zi la București. Una dintre chestiunile care vi se reproșează în spațiul public, în discuții informale, semi-oficiale, încă n-a ieșit nimeni public să o facă, a fost faptul că există senzația că proiectul 2021 încearcă să fie cumva capturat
de un grup. Nicolae Robu făcea referire la faptul că nu-și dorește acest lucru. Și era o chestiune care vă viza personal și discuțiile au fost chiar și aici în studio, a vorbit Bazil Popovici foarte direct despre acest lucru, despre implicarea soțului dumneavoastră, domnul Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă, în chestiunile de proiect și de colaborare. Nimeni nu reproșa faptul că domnul Bazil Popovici spunea că există doar familia Neumann care se ocupă și l-am contrazis spunând că nu, dar există o percepție publică a faptului că soțul dumneavoastră este cumva de neînlocuit în acest proiect, este atot existent și astăzi mi s-au dat câteva exemple de la participarea domnului Neumann la acele cafenele până la semnarea alături de alți domni a prefației acelui volum România-Bulgaria. Și întrebarea mea este una simplă, doamna Neumann. Da. Fără domnul Neumann, credeți că implicat atât de mult, credeți că nu ați avea mai mult de câștigat dumneavoastră și proiectul? Pentru că cei care nu vă iubesc, și știți foarte bine că nu sunt unii care nu vă iubesc din diverse motive și nu este momentul acum, le dați apă la moară? Pentru că cineva spunea, dar nu mai există alți oameni în orașul acesta decât Neumann Victor, care să scrie prefață, să fie la capitală culturală, să fie implicat. Și v-aș întreba încă o chestiune. V-aș întreba încă o chestiune legată de aceasta, dacă domnul Neumann este plătit. Vă răspund. Vă rog. Da. Deci, în primul rând, este vorba din câteva zeci de activități pe care le-am făcut. Soțul meu a fost invitat la o cafenea pentru că a fost o temă care viza foarte precis tematica, o tematică în care el s-a specializat și în care, cel puțin în Timișoara, nu a fost alt specialist. E vorba de concepte, istorie conceptuală ca partener al invitatei din Belgrad. Eu am, atunci când am discutat de lucrul acesta, sigur, reacția soțului meu a fost că nu ar dori pentru că nu dorește să se creeze o impresie tocmai pe care mi-ați sugerat-o. Și am spus, eu vreau să fim o organizație normală, care funcționează corect și care atunci când există competențe, de ce nu, în persoana soțului meu. În al doilea rând, prefața volumului nu am făcut nici eu, nici asociația și nici bordul, absolut nicio selecție, pentru că acest volum a fost făcut de o colaboratoare de-a noastră din București, care a ales singură toți scriitorii și reprezentanții. În al treilea rând, pentru nicio activitate, soțul meu nu a fost plătit, ceea ce este un mare inconvenient, ca să spunem așa, pentru că dacă punem în balanță enorma muncă pe care a pus-o până la câștigarea titlului, inclusiv la scriere concretă a unor capitole din dosarul de candidatură, la conceptualizarea ideilor care au ajuns până la urmă să câștige, la, să zic, discuțiile pe care le-a avut pe teme cu privire la istoria Timișoarei sau a regiunii, cu diversi consultanți care au lucrat cu noi și care habar nu aveau de această zonă și noi nu l-am plătit niciodată, tocmai pentru ca să nu existe acest lucru. Și în al treilea rând, sigur, în al patrulea rând, de fapt, nu știu dacă eu și soțul meu formăm un grup, dacă facem parte din nu știu ce grupuri obscure, ceea ce pot să vă spun cu siguranță este că acest proiect a fost, este și va fi în permanență auditat, că există rapoarte de audit și care pot să scoată la iveală orice neregulă sau alte interese. Dar contracte între mine și soțul meu nu au fost niciodată. Da. E foarte important de lămurit lucrurile acestea pentru că zvonul public, știți, este cel mai periculos. Întotdeauna vor fi zvonul. Și atunci, zic că dacă vă avem aici invitat la emisiune, să le lămurim. Mulțumesc. Și v-aș întreba un lucru
ce veți face să îmbunătățiți, și cu asta, aceasta este ultima întrebare, ce veți face să îmbunătățiți comunicarea? Pentru că, din punctul meu de vedere, am spus-o și în direct, v-am spus-o și în discuțiile neoficiale, comunicarea este una dintre problemele fundamentale cu care vă confruntați atât la nivelul presei, dar și la nivelul societății, inclusiv comunicarea însemnând inclusiv relația, nu știu, cu instituțiile de cultură, pentru că eu rămân și am scris un editorial care mâine va fi publicat în săptămânalul Presaler despre capitala dezbinării. Încă văd acel frumos bulevard luminat gol. Și acum nu mai văd oameni plimbându-se doar pe străduțele întunecate, fiecare pe străduța lor, ci văd, ceea ce n-am scris în editorial, dar văd, din păcate, că de pe la geamuri, de pe după colțuri, mai e câte unul mai aruncă un molotov, unul mai aruncă o cărămidă, unul mai întinde piciorul să-i pună piedică la cel care trece pe bulevard. Marele avantaj pe care îl avem acum, după ce am câștigat titlul, este că avem la dispoziție, ca să spun așa, 11 specialiști în capitale culturale, care sunt toți membri ai juriului care ne evaluează de la Bruxelles și pe care vin din diferite orașe ale Europei și pe care îi pot consulta inclusiv atunci când ne potmolim în ceva sau ceva ni se pare că doar la Timișoara se întâmplă și vrem să știm alții cum au rezolvat. Și una din aceste probleme este și problema comunicării, pentru că, din punctul meu de vedere, comunicarea nu este niciodată suficientă. Comunicarea, ceea ce facem, se va dezvolta pe parcurs. Sigur, înseamnă și o echipă mai mare, înseamnă și un spațiu mai mare în care să stea acea echipă și înseamnă profesioniști care să și rămână în echipă. Pentru că e un proiect greu, oamenii mai vin și pleacă și mai ales oamenii de comunicare sunt primit, care consideră că e un proiect foarte greu. Comunicarea se poate face și se face deja pe mai multe planuri, dar pentru comunicare, în orice comunicare e nevoie de două părți. Partea care dă informațiile despre ceea ce face și partea care receptează. Dacă există oameni care nu citesc presa, nu citesc online, nu citesc social media, nu urmăresc social media și nu mai vin nici la activitățile noastre, acești oameni vor fi întotdeauna nemulțumiți că nu știu. Pe mine, dacă mă interesează ce se întâmplă săptămâna aceasta la Forumul Economic de la Davos, ca să luăm un exemplu care e cunoscut, dar nu se întâmplă în fiecare zi. Eu urmăresc în fiecare zi fluxul de știri despre Davos, dar pot să vă spun nu știu câți oameni care nu urmăresc. E un exemplu extrem, dar... Bun. Deci, se vă poate trebuie și bani mai bine. Și oameni mai mulți, da? Ne trebuie bani, oameni competenți și, o societate civilă implicată. Pentru eu că vreau aveți să văd dreptate. Vreau să văd eu cine e reprezentantul societății civile. Nu sunt reprezentantul, atât. Am nevoie de societatea civilă. Eu vreau să văd, eu am eu curiozitățile mele apropo chestiunea de bord. Da. Aveți nevoie de societate civilă? Să vină societatea civilă la Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană. Care e tot civilă. N-aveți grade? Grade. Nu avem grade. Nu? Este militare, organizație non-guvernamentală. Asociație. Serviciile v-au căutat să vă sprijine? Ce servicii? Speciale. SRI, SIE. Ce treabă au păi să vină să vă sprijine, să vă ofere consult. Nu știu, întreb. Domnule Botă, haideți să fim serioși în toată paranoia din spațiul public, măcar să fim serioși, să vorbim serios. De ce? Statul paralel în mințile unora există. Este vorba de un proiect al orașului, un proiect cultural, un proiect păi care ce, reprezintă... oamenii care sunt în serviciile speciale nu sunt partea orașului? Eu aș dori să lăsăm gluma la o parte și să vorbim serios. Da, bine. V-am întrebat serios, nu v-au căutat? Nu. Nu? Ați dat un răspuns simplu la obiect, s-a lămurit. Să ne mai și relaxăm după un final mai tensionat, așa v-am simțit că sunt foarte răcită și da, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și nu am reprogramat emisiunea. Mulțumesc. Și ați văzut atât de bine, atât de mult
am avut de discutat și așa, de concentrat a fost când a stușit chit că înainte de emisiune puteam să jurăm că va fi, da, mai, vor fi mai multe strănuturi. N-au vă fost, mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru discuție. Doamnelor și domnilor, săptămânalul Press Alert este pe piață. Subiecte extraordinare de citit despre fericirea oamenilor trecuți de prima tinerețe în pragul senectuții, dar care găsesc atât de multe de făcut împreună, dar și despre drumul spre nu știm unde al societății de transport și multe alte sfaturi utile apropo de ce mâncați și cum vă arată părul. Sau care sunt cotele pariurilor pentru jucătorii bănățeni? Toate le găsiți în săptămânalul Press Alert, care mâine este în toate locurile în care v-am obișnuit să-l găsiți. Luni ne revedem la Press Alert Live cu proaspătul președinte al PSD Timiș și președinte al Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra. Până atunci vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră. Sfâșie, o seară nebănuită.